Albu este căsătorită cu Alex și au o fetiță de 10 ani. Ce alergați așa? Am adormit. Iar ți-am spus să nu te mai duci la ea dimineață în cameră. De când s-a născut Emma, eu am înțeles ce înseamnă să fii cu adevărat fericită. Iar Mirela Stoica este o mamă disperată. Copilul meu nu se trezește fără o venită urgent. Fetița mea a fost dusă de urgență la spital. Ce a zis medicul? Că s-a agravat și vor să o bage în comă indusă. Și în curând și Veronica va simți suflul crud al disperării. Te iubesc, pa! Am primit un telefon, mi s-au cerut 100 de mii de euro sau nu mai vedem? Ți-am zis să angajezi pe cineva care să vă supravegheze. N-ai vrut, tu ai vrut libertate, idiotă. Și acum fata noastră e amenințată cu moarte. Dacă ăia îi fac rău, în timp ce mergeți să-l căutați. Și ce-i fi vrut să facem? Să-i dăm 100 de mii de euro? Vrei să nu mai vezi niciodată? Vrei să o îngrop în pădure? Nu vreau să pățească nimic, vă rog. Veronica, trezește-te. Te comporți ca o idiotă. Disperată, mi-e frică că nu o să mai vedem. Oare ce se va întâmpla cu fetița Veronicăi? Își va reveni fata Mirelei? Tot te mai ține nemer Nicola la muncă. Ne-ai spus că ai fetița bolnavă? E foame! Ce s-a auzit acum? Hai, mă rog, pui! Te rog, spune-mi unde e Emma! Te rog! Unde e, mă, Emma? Unde e, mamă? Pune-mă unde e fata! Ești nenorocit fără suflet!